Deci am să dau citire comunicatului privind participarea populației la referendumul național pentru demiterea președintelui României din 29 iulie 2012 până la ora 10. Din centralizarea datelor primite de la cele 2889 secții de votare cuprinse în eșantionul reprezentativ, extras din cele 18.242 secții organizate pe teritoriul României, se estimează cu o marjă de eroare de plus minus 3% că până la ora 10 și-au exprimat opțiunea prin vot în cadrul referendumului național 9,05% din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale, 9,01% în mediul urban, respectiv 9,01% în mediul urban, respectiv 9,10% în mediul rural. În 25 de județe, prezența la vot a fost superioară mediei calculate la nivel național. Procente mari, mai mari, s-au înregistrat în județul Vrancea, 15,28% din total alegători înscriși în liste, județul Mehedinți, cu un procent de 14,41% din total alegători înscriși în liste, județul Teleorman, 13,82% din total alegători înscriși în liste, județul Brăila, 12,60% din totalul alegătorilor înscriși în liste, și pe locul 5, județul Olt, cu un procent de 12,28% din totalul alegătorilor înscriși în liste. Județul Sălaj înregistrează un procent de 5,27% din totalul alegătorilor înscriși în liste. În municipiul București, prezența la vot a fost de 9,39%, situația pe sectoare a prezenței la vot fiind următoarea: sector 1, 10,29%, sector 2, 9,51%, sector 3, 8,76%, sector 4, 9,32%, sector 5, 8,55% și sector 6, 10,16%. Dar pe județe, prezența la urne în mediul rural, pe județul Sălaj, 5,81%, prezența la urne în mediul urban, tot județul Sălaj, 4,57%.